A fost mare sărbătoare astăzi la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți. Sute de elevi au participat la Ziua Porților Deschise, organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la înființarea Poliției Române. Vizitatorii au putut admira de aproape echipamentele și armele din dotare. Au urmărit demonstrații de luptă și intervenții, dar și episoade de dresaj canin. IPJ Mehedinți a organizat o petrecere specială alături de cei mai mici locuitori ai municipiului Drăbeta, Turnu Severin. Sute de copii au împânzit curtea inspectoratului, unde polițiștii mehedințeni și-au expus armele și autospecialele din dotare. Se poate constata viteza dintr-un șir de vehicule, se constată foarte ușor. Ce pot să vă mai spun este că la 1200 de metri se depistează vehiculul care a depășit viteza. Nu se poate detecta de către aparatele tip detectoare de viteză și nu se poate bruia. Copiii s-au bucurat să vadă cum funcționează un aparat radar, însă dintre toate standurile, cel mai vizitat a fost cel al laboratorului de criminalistică. Pentru așa amprenta. Băi, ai tu ce? Da, da, nu pot să-ți înțin eu, că eu nu știu cine e venit. Uite, ia, uite, ține pe asta. Da? Data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliției Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Mă gândesc să fiu polițist. Îți doresc să fii polițist? Da. Șef polițist. Eu vreau tot șef polițist. Și mă fac șef polițist. Chef polițist mă fac. Și pompier. Am venit la poliție ca să aniversăm sau cei 200 de ani. Da. Bun. De la ce liceu ești? De la Colegiul Național Traian. Ce părere ai despre ce ai văzut până acum? Te atrage cariera de polițist? Nu prea, dar mi se pare o idee foarte bună să venim aici ca să aniversăm cei 200 de ani. Venim să vedem cum este munca de polițist, de criminalist și toată categoria aceasta, tot acest arbore. Ce părere ai despre ce ai văzut? Te atrage cariera? Sincer, m-a atras în trecut această carieră, doar că mi-am dat seama că este o muncă destul de dificilă și acum nu știu, sunt confuză. Ce părere ai tu despre polițiști? Cred că sunt apărătorii legii și că sunt niște oameni care au învățat și care s-au pregătit destul de mult. Am venit aici să vedem mașinile și să învățăm. Ce părere ai despre polițiști în general? Păi fac o treabă foarte bună și nu știu. Te atrage cariera de polițist, ai gândit? Da, când eram mai mic, da, acum vreau să devin boxer. Polițiștii mehedințeni au organizat Ziua Porților Deschise pentru toți copiii care au dorit să ne viziteze, să vadă tehnica din dotare. Ne bucurăm că au venit într-un număr atât de mare cu ocazia împlinirii a 200 de ani de existență instituțională a Poliției Române. Cu această ocazie doresc și eu la mulți ani tuturor polițiștilor. Și în alte orașe din județul Mehedinți, polițiștii au fost prezenți alături de elevi, unde exercițiile demonstrative de dresaj au fost urmărite cu mare interes. De asemenea, oamenii legii au împărțit pliante și broșuri. Acestea sunt o oportunitate pentru informarea cât mai corectă a activității MAI de combatere a fenomenului infracțional.